Dezbatere maraton pe tema noului regulament privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile care aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești. Asta pentru că aleșii locali au adus mai multe amendamente la nivelul proiectului de hotărâre. Printre modificări se numără și modalitatea de depozitare a deșeurilor. Obligatorie amplasarea recipientelor speciale pentru deșeuri la locul desfășurării activității comerciale. Este interzisă depozitarea mărfurilor și a deșeurilor în zona publică ocupată sau în perimetrul ei. Lămuriți-mă și pe mine, că nu înțeleg. Unde pun gunoiul înăuntru? Dacă vine un cetățean și își cumpără un sandwich, da, și vrea să-l scoată din plastic, ce face? Intră în căsuța aia de plastic, de așa, ca să-și pună gunoiul? Orice spațiu comercial de genul ăsta trebuie să aibă amplasat în imediata apropiere un loc unde să pui gunoiul, tu ca și cumpărător, da? Îi cumperi o doză de suc, o bei, o arunci la coș. Unde îl pun? Că pe ce scrie aici nu se poate. Ar trebui să pună ăla, comerciantul, coșul de gunoi înăuntru. Vorbim de poțăra, mărfuri și ambalajelor, bine? Da. Totodată, în urma unui amendament formulat de consilierul local George Botez, noul regulament interzice orice modalitate prin care proprietarul unui astfel de spațiu comercial să poată subînchiria. Este o problemă pe care am avut-o de foarte mult timp, când să pun niște, mă rog, de-astea, coviltire de-astea de plastic, cum erau până acum, așa, și se dau altora, da? Și am stabilit mai de multicel și a fost completat, dar văd că nu s-a preluat, că nu e vorba numai de subînchirierea spațiului. Nu numai subînchirierea, este modalitate de cedare a folosinței asupra bunului respectiv. Mai am și contracte de colaborare, contracte de asociere în participațiune și contracte de comodat, care sunt niște subînchirieri mascate. Proiectul HCL privind noul regulament privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile care aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești a suferit modificări și în ceea ce privește perioada contractării, dar și a perioadei în care comercianții trebuie să implementeze modelul de spațiu comercial prevăzut în actul administrativ. Amendamentele propuse de mine sunt introducerea a două alineate după articolul 2 și anume 2.1. Toate formele contractuale de ocupare temporară a domeniului public sau privat al municipiului Ploiești în vigoare data de 28 februarie 2022 care privesc structuri de vânzare de comerț stradal ce fac obiectul dispoziției prezentului regulament se vor prelungi pe o perioadă de 2 ani cu condiția că în timp de 6 luni de la data adoptării prezentei hotărâri agenții economice să conformeze dispozițiile prezentului regulament. Și alineatul 2.2, în situația în care agenții economici nu vor implementa modelul de spațiu comercial cu caracter provizoriu prevăzut la anexa 2 din regulament, în termen de 6 luni de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, formele contractuale de ocupare temporară a terenului se consideră desființate de drept, fără mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate prealabilă. Într-un final, după lungi dezbateri, proiectul de hotărâre a fost votat cu 18 voturi pentru, 2 împotrivă și 2 abțineri. Articolul 8, aliniatul 2 din același act normativ, doamna secretar, da. Rugați la oficiul juridic să vă întrebe, articolul 8, aliniatul 2 din OG2 pe 2001, care este nivelul maxim de sancțiune pe care îl poate stabili Consiliul Local? Nu era 2500 de lei? Nu știu. Mie în dimineața asta, în programul legislativ, îmi dădea 2500 de lei. Și citesc aici, amendă de la 1.000 la 2.000 de lei persoane fizice și de la 2.000 la 4.000 pentru persoane juridice. Cum e asta? Și colegii de la juridic au zis că e bine. Îmi cer scuze. Vreau să o rezolv aici. Aici n-am ce amendament să mai fac, decât să vă spun că articolul 40 este lipsit de concepție și mă mir care, din punct de vedere al oficiul juridic și al dumneavoastră, viza de legalitate. Odată cu întocmirea procesului verbal de amendă, nu. Odată cu aplicarea sancțiunii, da? Odată cu aplicarea sancțiunii, se poate dispune și revocarea avizului prin dispoziția primarului. Nu poate să poliția locală să ridice avizul. Dacă de-aia avem primar, de asta este șeful unității administrativ-teritoriale, da? Adică nu poți să-i dau unui polițist local ceva din atribuțiile primarului.
Un alt aspect sesizat de consilierul local Botez a vizat modalitatea de sancționare a agenților comerciali, dar și faptul că ridicarea avizului se poate face doar prin dispoziția primarului. Asta pentru că prevederile din proiectul de hotărâre nu erau conform legii.